Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea clasică pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion pentru august 2019. Să știți că mai aveți deja o etalare făcută și voi și toate celelalte zodii în spiritul animalelor, niște cărți noi pe care sper să le dezvolt pe parcursul lunilor următoare. Dacă cumva nu reușesc să fac aceste etalări clasice, vă duceți la cele pe care le-am făcut deja. Și dacă se întâmplă să nu le termin pe cele clasice, înseamnă că am și eu niște probleme de rezolvat. Fără supărare, trebuie să ne înțelegem că suntem oameni. Scorpion. Soare, lună, Venus ascendent în Scorpion, august 2019. Ce aveți central? Oh, 7 de cupe. 7 de cupe despre care am zis la o etalare din greșeală sau poate n-a fost din greșeală, am zis că reprezintă Venus în vărsător. Vreau să zic Venus în Scorpion. 7 de cupe. Că sunteți voi, că e altcineva care se gândește la dumneavoastră, are niște fantezii frumoase despre voi sau voi vă faceți iluzii într-o problemă. Pentru unii dintre voi aveți multe opțiuni. Opțiuni un însemnă nu numai persoane care sunt interesate de voi sau persoane de care sunteți atrași. Opțiuni înseamnă, uitați-vă atent, și spiritualitate și nevoia dragostei de sine și obsesii și nevoia de a face bani și nevoia de a, eu știu, descoperi, de a construi o casă sau de a avea succes în societate, fiecare cupă reprezintă ceva, fiecare cupă reprezintă o opțiune. Le repet, nu trebuie să fie musai, oameni, persoane, da? O persoană care are opțiuni nu este obligatoriu să se întâlnească și cu alte persoane, asta ca să nu picați voi sau ceilalți care ascultă într-o gelozie absurdă, înseamnă că persoana respectivă are multe lucruri de făcut, ca mine, de exemplu. Are multe proiecte, că tot am lună în Scorpion, da? În privința asta, deocamdată, s-a potrivit. Repet, dacă nu simțiți că vă reprezintă pe voi, dar vă spun, în general, acesta este Venus în Scorpion, într-o formă sau alta, sau felul în care vedeți voi dragostea. Haideți să vedem, în continuare, ce provoacă această carte? Wow, lumea! Pentru unii dintre voi, dintre noi, poate să fie o persoană cu caracteristicile semnelor fixe, da? Da? De taur, eu știu, vărsător, scorpion, evident, aici suntem și noi, sau leu. Ideea este că, dacă e o altă persoană, e o persoană de la drum, care a umblat prin lume și a circulat prin lume. Este posibil să fie o relație de pe internet, care provoacă, care vă îndeamnă la, eu știu, visare, într-un fel sau altul. Sau adaugă la aceste cupe încă o altă cupă, o altă opțiune. Dar eu zic că mi-ar plăcea să citesc și altfel aceste două cărți. Provocarea ar fi să încheiați un capitol în care poate v-ați concentrat pe prea multe și mai puțin pe ce era important. Vom vedea ce înseamnă important în acest moment. Lumea înseamnă Saturn, varianta bună, lecția învățată. Lecția opțiunilor, mulțumesc, spirite, lecția opțiunilor. Trebuie să alegeți, să alegem ce este important pentru voi, pentru creșterea voastră. Că evident, întotdeauna alegem ce este înspre binele nostru, nu este înspre rău, da? Baza acestei situații, faetonul. Că poate să fie un trecut îndepărtat sau că începe acum, în prezent, să manifestăm întreaga poveste și în viitor să se dezvolte, pentru că am spus de fiecare dată când mi-am adus aminte, evident, nu trebuie să ne fixăm pe o perioadă de timp, august, iulie, iunie, da? Timpul e fluid la nivel universal. Ce citesc acum poate să, de-abia acum să se dezvolte și apoi să culegem roadele în timp. În fine, bazele acestei cruci celtice este faetonul. Poate să fie cineva cu caracteristici sau cu planete în semnul racului. Pentru unii dintre voi, faetonul reprezintă conectarea la intuiția voastră și curajul de a merge înainte. Am spus de nu știu câte ori am putut,
Faetonul merge către stea, către împlinirea destinului. Din acest motiv este provocarea, încep să se așeze cărțile ca lumea, provocarea este să vă alegeți bine cupa, destinul, să vedeți care este destinul. Dintre toate preocupările, nu, repet, nu e obligatoriu să fie persoane, da? Dintre toate preocupările, vedeți, trebuie să alegeți ce vă duce mai aproape de destin. Și atunci v-ați învățat lecția și încheiați un ciclu de confuzii, de bâșbâieli emoționale, profesionale, în familie, oriunde ar fi. Faetonul, în momentul în care se decide, că așa face racul, racul se decide greu, dar când pleacă la drum, când preia hățurile, este foarte hotărât. Ia și plusul și minusul și reușește să le echilibreze, pentru că are în casa a patra balanță, evident. În trecutul acesta ar putea să fie trecut îndepărtat, repet, poate să fie și acum să se manifeste. Trecutul apropiat. Ce frumos! 9 cupe. 9 de cupe. Poate unii aveți de a face cu o persoană care are planete în semn de apă. Evident că sunteți scorpion, atrageți planete, persoane cu planete în semne de apă. Ca să aveți trigoane și să vă înțelegeți. 9 de cupe. În ultima vreme, poate v-ați mulțumit să vă umpleți cupele, să vă bucurați, da? De aceste reușite pe care le-ați bifat. Da? Fiecare cupă, ca și la 7 de cupe am spus, poate să fie o reușită. Profesională, familială, emoțională, relații, nu contează. Sunt 9. În principiu, sunteți mulțumiți de ce ați făcut. Știu că citesc altfel cartea decât alții, dar fiecare cu stilul lui, da? Ideea este că vă lipsește acea cupă lângă care puteți fi fericiți. Vă mai lipsește o cupă. Și aici trebuie să alegeți. Să alegeți corect cupa care vă va aduce această fericire maximă. Pentru unii dintre voi, 9 de cupe poate să reprezinte o persoană din preajma voastră, poate acest rac, nu știu, poate acest capricorn sau nu contează ce altă zodie. Poate are planete acolo. Repet, nu ne fixăm pe zodii pentru că nu este bine. Dar această persoană s-ar putea să aibă probleme cu băutura. Să aibă tendința să bea mai mult decât este normal. Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne de văzut. Eu personal n-am probleme de genul acesta. N-am de niciun fel. Adicții, obsesii și alte chestiuni de genul ăsta. Exact ce am zis. 10 de cupe. Ce frumos! Doamne ajută! Pentru toată lumea. Și pentru lună, și pentru soare, și pentru Venus. 10 de cupe. Deci aceasta este energia care va guverna întreaga lună, într-o formă sau alta, sau poate chiar lunile următoare, cum am spus și mai devreme. Ca să nu ne fixăm pe o perioadă fixă. Să ne fixăm pe o perioadă. În fine, sunt și obosită, da? 10 de cupe. Unii dintre voi vă gândiți cum ar fi să fiți într-o relație de lungă durată și să fiți fericiți la casa voastră cu cineva, cu acea persoană care vă face fericiți. Care o fi acea persoană rămâne de văzut. Această poziție poate să reprezinte și un viitor îndepărtat. De-aia am spus că se poate simți și prin septembrie, octombrie, eu știu când se mai poate simți. Poate și în august. Spre sfârșitul lunii august. O să aveți o mare bucurie. Pentru că ați muncit. Pentru că ați bifat multe proiecte frumoase și meritați această bucurie. Este o dragoste imensă, este o dragoste care va trece până în viețile următoare și de care probabil vă veți bucura și în alte vieți. Da, ce frumos, să vedem viitorul apropiat, wow! Semn de foc, mai mult sau mai puțin, berbec, leu sau săgetător. Probabil că totuși în această lună alegeți să începeți un proiect, dacă e vorba de profesie, sau să începeți o nouă relație cu cineva. Nu este obligatoriu ca persoana să fie semn de foc, deși e posibil că vă atrage focul, că doar sunteți scorpioni.
În viitor apropiat, ori persoana vine, dar să știți că este trimisă de Dumnezeu. Este un dar divin această bâtă, acest as de bâte. Este o relație nouă, pasională, care vă va aduce bucurii mari. Repet, acestea se pot simți și în lunile următoare. Poate fi un proiect la locul de muncă în cazul în care nu e persoană, dar știu că mulți vă gândiți la persoane, persoane, persoane. Mai sunt și alte lucruri pe acest pământ, afară de persoane, da. Foarte frumos, foarte frumos. Dar asta numai dacă alegeți corect, asta dacă ieșiți din această stare de confuzie, de visare. Poate că și ei visează la voi. Simt că e posibil acest lucru. Și atunci, da, veți începe un nou capitol. Cu pasiune și cu bucurii. Și cu bucurii. Doamne ajută, haideți să vedem cum se mai așează. Deși m-aș opri aici. Sfatul. Vai, dragii mei! Ați spune că nu e adevărat, dar pentru Scorpion fac această etalare. Sfatul este 4 de bâte, iar semn de foc. Până acum au fost semne de apă, acum probabil unii aveți de-a face cu un semn de foc. 4 de bâte. 4 de bâte reprezintă baza, fundația unei relații de lungă durată, dar fundații care are la bază ce? Pasiunea. Pasiunea, da? Nu banii, nu interesul, nu nevoile hormonale. Probabil că cineva trebuie să asculte și aceste lucruri. Pasiunea, faptul că amândoi iubiți în principiu aceleași lucruri sau chiar dacă aveți mici diferențe, vi le acceptați și vi le înțelegeți și vi le susțineți dacă e nevoie. Dacă sunt diferențe care vă îndepărtează, vi le lucrați. Că nu putem să acceptăm chiar orice. Da, dacă cineva are probleme cu băutura, evident că nu este absurd să ceară partenerului să-i accepte această slăbiciune. Evident că va trebui să lucreze cu această obsesie sau slăbiciune. Deci, 4 de bâte. Sfatul este să colaborați. Cine vine, proiectul, că e persoană, că e proiect, să colaborați și să vă bucurați pentru că poate nu se vede, dar este foarte posibil pentru foarte puțin dintre voi, spun, pentru că nu toată lumea are de-a face cu flăcări gemene, dar pentru foarte puțin dintre voi să fie chiar flacăra gemenă, persoana care vine în viața voastră. Vedem! Vreau și o să intru, să vedem, n-am terminat talarea, dar după cum arată, sper... Exterior, wow, nu mai vreau, nu mai vreau. Exterior, vine diavolul și ispitește. O persoană, că tot a fost Capricorn, da? O persoană este obsedată. Este exterior. Ați spune, vai, că scorpionii sunt cei obsedați. Nu, în acest caz, cineva este obsedat de voi. Ori sunt niște aspecte cu Pluto, da? În plane, în sinastria voastră. Ori poate aveți un Lilith. Uneori și Chironul creează obsesii de vindecare. În fine. Vedem cum se așează cărțile. Posibil. Acest diavol, pentru că e forță exterioară, da, mulțumesc, Doamne, s-ar putea cineva să vrea să vă distragă de la această fericire. Da, fiți atenți. Cineva să fie gelos. Nu cred că mai este vorba acum de obsesie. În cazul în care persoana care vine să vă propună această relație pasională și cu șanse de lungă durată și de căsătorie fericită, da? Poate că persoana lasă în urmă ceva, lasă în urmă pe cineva, o relație toxică. Înțelegeți? Probabil că da, a apărut și acest om care bea, probabil la un moment dat cineva, a băut de griji cum să renunțe la această relație ca să fie cu voi. Și aceasta este, să zic,
forța exterioară care ar putea să afecteze, influențeze fericirea voastră. Vedem. De ce vă este frică? Vai, de conflicte. De acest trio, da, iar cineva rămâne, da, cu aceste săbii, cu această senzație de câștigător, o falsă senzație de câștigător. Ego. Ego ne păcălește adesea. Și Capricorn, nu vreau să se supere Capricornii, că unii sunt minunați. Și diavolul arată adesea către ego-ul nostru. Dar bine, este forța exterioară, este ego-ul unei persoane. Probabil un semn de aer pentru unii dintre voi, dar nu este obligatoriu. Poate o persoană cu planete în semnul gemenilor, al balanței sau al vărsătorului. Și dacă nu e niciuna nici alta, poate este o persoană care îi place să argumenteze și vrea să câștige cu orice mijloace. Probabil că nu este încrezătoare în ea însăși această persoană și are nevoie să se simtă tot timpul învingătoare. Și chiar și în cea mai mică discuție. Să aibă ultimul cuvânt. Dar probabil că la un moment dat a fost nu neapărat un trio. Poate persoana care vine se desparte de altcineva și fosta sau fostul încearcă să intervină în relația voastră. Ce vă doriți voi? Doi de spade, iar semnul gemenilor, al balanței sau al vărsătorului, dar nu e obligatoriu. Vă doriți să, da, să-i blocați. Așa simt. Doi de spade seamănă, știu că înseamnă multe, dar printre multe altele înseamnă și o persoană care blochează. Ca și când bifezi cu X. Sau pui două săbii în fața ușii și spui stop, pe aici nu mai treci. Pe aici nu mai treci. Și știu că scorpionii pot să facă acest lucru. În momentul în care se concentrează pe ce? Pe fericirea lor. Că fericire poate să însemne și vindecare. Poate să însemne și conexiunea la Dumnezeu, la spiritualitate. Că poate nu toți veți trece prin aceste situații. Da. Să blocați. Vă doriți să puteți să blocați acest diavol și această persoană egoistă, care va crea multe probleme. Multe probleme. Chiar dacă nu știți, a întârziat întâlnirea cu acest personaj care vă poate face fericiți. Chiar dacă nu o cunoașteți, probabil că la un moment dat o veți cunoaște. Repet, nu e obligatoriu să fi fost trio. Nu toată lumea intră într-o relație până nu termină cu cealaltă. Mai suntem și oameni cu capul pe umeri și responsabili, care știm că înainte de orice trebuie să ne vindecăm, da? Și bănuiesc că și în viața voastră știți asemenea oameni responsabili. Finalul, ia să vedem, magicianul. Magicianul, începeți să manifestați. Ce-mi place cuvântul ăsta, da, pentru că sunt manifestor. Să manifestați acest început. Repete câte ori pot. Chiar dacă nu este o persoană, poate este un proiect. Sau pur și simplu voi preluați acest stoiac plin de pasiune. Vă conectați la energia voastră. Și în timp ajungeți să vă atrageți și persoana pe care o meritați. Deci magicianul este manifestor. Este o persoană care are toate resursele pentru a-și îndeplini dorințele. Pentru unii magicianul poate să însemne semnul gemenilor. Pentru alții poate să fie semnul fecioarei. Pentru alții poate să fie semnul berbecului, pentru că e prima zodie. Doamne, ce bine că am deschis și următoarea carte. După magician apare soarele. Da, adică este un magician bun, dragii mei.
și, mai bine zis, un manifestor bun. Începeți, repet, să manifestați această fericire, vindecare, să vă arăt. Ce frumos arată copilul. O să vină și un copil la un moment dat. Sau dacă nu, pur și simplu, trezirea. Soarele înseamnă trezirea. Este luna august, dar se poate manifesta și în lunile următoare. Trezirea. Și prin sexualitate, conectarea la Dumnezeu, la fel, curcubeul, speranța, dacă nu este căsător, este speranța, dragii mei scorpion, care poate unii dintre voi a stat în niște energii mai negative, ați fost trăiești o perioadă, arată foarte frumos cărțile, dacă nu vă place, îmi pare rău. Dar eu sper să vă bucurați și de lucrurile frumoase, că unii dintre voi chiar le meritați. Ce frumos! La capătul acestui set de cărți există un rege de monede. Că e semn de pământ, poate să fie taur, poate să fie capricorn, ca și forță exterioară, poate să fie fecioară, că tot avem magicianul, dar eu mie îmi place să interpretez și așa simt și rămâne cum simt. Că magicianul este un manifestor și că voi manifestați această fericire. Pentru că știți să alegeți, ieșiți din confuzii și dintre toate opțiunile, alegeți. Asta este o bâtă decisivă și decisă. Acel toiac care face lumină, care desparte apele, da? Confuziile. Și începe un nou ciclu de viață. Ce frumos! Am spus, aici este un semn de pământ, dar nu e obligatoriu. Poate să fie... un om matur, stabil financiar, care se gândește la voi, cum să vină să vă ofere ceva, acest valet de monede. Eventual să vă invite la o discuție, poate de la acest valet de bâte să vă ofere și acest început. Este posibil pentru unii dintre voi. Da, poate persoana vine dintr-o căsnicie în care a trebuit să înțeleagă, să descopere lumina în întuneric. Poate vine din niște tradiții pe care a trebuit să le depășească. La 10 de monede și 5 de monede. 5 de monede înseamnă că s-a simțit singur în aceste tradiții. A trebuit atât de mult să țină la aceste tradiții și avem aici, nu știu de ce mă gândesc, la pomul vieții, mai este simbolul acesta... Cred că este al evreilor, dacă nu mă înșel, da? Poate cineva are de-a face cu această cultură, dar nu e obligatoriu, da? Persoana s-a gândit foarte mult, a muncit foarte mult, s-a gândit la bani, dar între bani și tradiții și nevoile familiale impuse, eu știu, de părinți bunici, a înțeles că, de fapt, trăiește într-o noapte și și-a descoperit lumina. După ce a stat, da, izolat și s-a simțit singur și acum... Persoana, eu așa simt, vrea să vină să vă ofere ceva, un cadou, baze, pași mici către o relație de lungă durată. Și în acest moment, pentru că are 8 de spade, nu prea găsește, încearcă și găsește variantele cum să vină la voi. Cam aceasta este etalarea. Haideți să luăm și un sfat de la înger. Arată prea frumos, nu? Ca să fie pentru scorpion, dar de ce nu? Ce, și scorpionii merită? Etalări frumoase. Doamne ajută! Că toți sunt lună, în scorpion. Eu cel puțin îmi doresc. Dacă vă doriți și voi, este minunat. Haideți să vedem. Un sfat de la îngeri. Ho, ho, ho. Imediat vă arăt. Vai, ce frumos! Singurul lucru real este dragostea. Probabil ce am spus mai devreme referitor la acest rege de monede. Acest rege nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Poate are planete importante în semn de pământ. În semnul taurului poate să aibă planete. Așa, a înțeles această persoană și cred că vine în viața voastră să vă ofere acest mic ajutor. Mic, mare, este un ajutor. Hai să vedem ce e aici. Da. Concentrați-vă pe dragoste.
concentrați-vă pe dragoste, dragii mei scorpioni, că dragostea este cea care mișcă lumea, nu banii. Știu casa 8-a scorpionul înseamnă bani, taxe, transformare, sex și dragoste profundă. Dragostea profundă este descoperită atunci când depășești nevoile fizice. Da? Nevoile fizice pentru bani. Ia uite. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus ascendând în scorpion. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, iar am vorbit mult. Numai bine, ceau!